Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi vreau să vă prezint câteva produse pe care le-am cumpărat în ultima perioadă de timp, adică un haul de cumpărături. Dar înainte de a începe, nu uitați de abonare, clopoțel și un like dacă vă place. Ca de obicei, voi începe cu cărțile pe care mi le-am cumpărat în ultima perioadă de timp și vă spun că am cumpărat ceva cărți. Cărțile sunt acum la un preț destul de bun. Cred că vor să scape de stocuri pentru a băga noile cărți sau reeditări cu un preț mult mai mare. De aceea vă spun, cumpărați cărți dacă doriți și urmăriți-le, pentru că va veni o perioadă în care prețurile vor exploda. Dar haideți să începem să vi le arăt, pentru că avem destul de multe. De la Cheșcule de Ziare mi-am cumpărat Daniel Silva, violoncelista, seria Gabriel Allen, de la Buzz Books Litera. Este, mi se pare că a treia carte. Îmi propun ca în acest an să citesc mai multe serii. Aceasta era una dintre seriile pe care vreau să le citesc și această carte este o carte nouă apărută în serie. Cândva cel mai bogat om din Rusia, Victor Orlov, se află în exil la Londra, de unde poartă o cruciadă împotriva regimului cleptocratic de la Moscova, prin intermediul publicației sale, Moscovskaya Gazeta. Dar când acesta este găsit răpus de o moarte violentă în vila lui din Chelsea, poliția metropolitană stabilește că documentele contaminate cu o neurotoxină letală aflate pe biroul său au fost aduse de una dintre angajatele lui, o jurnalistă de investigații. Iar când aceasta dispare, MI6 o consideră agenta Moscovei și o dă în urmărire internațională. Însă Gabriel Allen, director al Serviciilor de Informații Israeliene, care îi datorează viața lui Orlov, nu este de aceeași părere. În căutarea adevărului, el călătorește de la Londra la Amsterdam și Geneva, unde grupul Hayden, controlat de un prieten din copilărie al președintelui rus, folosește măsuri active în stil KGB pentru a submina Occidentul. Daniel Silva, violoncelista. Ok, această carte a costat 30 de lei, este nouță apărută. Apoi, pe site-ul celor de la Litera, au fost câteva zile în care au avut transport gratuit și au fost acolo cu un preț extraordinar de bun, în jur de 26 de lei, 27 de lei, cărți noi nouțe. E adevărat, au fost în precomandă, ele au venit puțin mai târziu, pentru că erau precomandă, nu apăruseră încă, dar mi s-a părut un preț foarte bun. Și mi le-am cumpărat. De exemplu, am dat 27 de lei, cred, pe această carte nouă scrisă de Emily Gunnis, autoarea bestsellerului Fetița din scrisoare, Camera secretă. Arată superb cartea. 1969, ajunul anului nou. În timp ce familia Hilton de la Conacul Tiselor se pregătește să găzduiască petrecerea de rebelion, fetița lor dispare. Suspiciunile cad asupra lui Bobby James, fiul fermierului din vecini, ultimul care a văzut-o pe Alice înainte de dispariție. Deși susține că e nevinovat, Bobby este trimis într-o instituție corecțională. Alice n-avea să mai fie găsită. În prezent, arhitecta Willow James lucrează la un proiect de dezvoltare imobiliară la Parcul Tiselor, când află că domeniul ascunde un secret. Pe măsură ce sapă tot mai adânc în trecut, descoperă o întreagă rețea de persecuții și nedreptăți, Willow știe că singura cale de a împiedica trecutul să se repete este să îndrepte o mare greșeală. Emily Gunnis, Camera secretă. Și tot așa, o carte care de-abia a apărut și a fost la un preț foarte bun și cu transport gratuit a venit acasă, Zboruri frânte, de Christy Lefteri. O carte care arată foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Nisha trăiește în Cipru, departe de țara ei natală, Sri Lanka. Deși e dor de casă, știe că munca ei de menajeră pentru o văduvă bogată este singura cale de a câștiga destul cât să-și mențină fica lăsată în grija rudelor. Yanis este un braconier care prinde în capcane micuțele păsări cântătoare care fac popas în Cipru în cursul migrației lor către Africa și Europa și le vinde pe piața neagră. Visează să-și găsească un alt mod de a trăi și să se însoare cu Nisha. Dar într-o seară, Nisha pregătește cina pentru familia la care este angajată, Petra și fica ei, Aliki. Apoi, după ce face curat în bucătărie și o duce pe Aliki la culcare, Nisha iese cu o treabă misterioasă și dispare. Când poliția refuză să ancheteze casul, Petra decide să
să pornească ea însăși într-o investigație care o duce la prietele nișei, servitoarele din vecini, și îi dezvăluie fața întunecată a vieții de migrant, în care imposibilitatea de a alege le face pe femei vulnerabile, captive și chiar mai rău. Zborul frunte de Christy Lefteri. Bun. Trecem mai departe. De la elefant, în zilele acelea în care, de fapt, cred că este o zi sau două pe lună la elefant, au acele oferte cu 50% reducere. Eu ridic coletul de la un punct elefant, deci mă mai costă 7 lei transportul. Ne-am cumpărat din acele zile cu 50% reducere câteva cărți. De Stephen King, Un strop de sânge. Un strop de sânge crește audiența, e deviza reporterilor TV, iar o bombă plasată într-o școală devine firește o știre de top, pe care Hallie Gimney, cu care cititorii au făcut cunoștință în seria Bill Hodge și romanul Străinul, o urmărește exact când investighează primul caz dispariția unui câine. Iar tânăra, cu ambiții profesionale mai mărețe de atât, descoperă că totuși ceva nu e în regulă cu reporterul care a ajuns primul la locul exploziei. Stephen King, Un strop de sânge. Arată foarte bine această carte. Așa, următoarea carte pe care mi-am cumpărat-o și pe care am văzut-o la prietena mea Ioana, o găsiți aici pe YouTube, Ioana77, este scrisă de R.M. Romero, Popușoarul din Cracovia, care arată extraordinar de frumoasă cartea. Are și desene. Se pare că este o carte pentru copii, dar și pentru oameni mari. O poveste despre puterea dragostei și dorința de a supraviețui. Carolina este o păpușă vie dintr-un regat unde regele și regina au fost detronați. Când un vânt straniu o poartă de pe tărâmul păpușilor în Cracovia, ea îl întâlnește pe păpușarul, un om cu o putere neobișnuită și cu un trecut marcat. Păpușarul este o ființă retrasă, dar atitudinea plină de compasiune și de curaj al Carolinei îndreaptă să se deschidă și chiar să-și facă prieten pe un violonist și fiica acestuia. Însă traiul lor pașnic este tulburat de soldații naziști care invadează Polonia. Carolina și păpușarul își dau seama că prietenilor evrei sunt în pericol și se hotărăsc să-i ajute cu orice preț. Păpușarul din Cracovia, de R.M. Romero. Foarte frumoasă carte arată. Apoi, din seria culorilor, am deja o carte pe verde, despre culoarea verde. Acum am cumpărat-o pe cea despre culoarea albastru, Michel Pastoureau, Albastru, istoria unei culori fascinante. Află povestea intrigantă a culorii preferate de majoritatea occidentalilor. La început nu a fost albastru. El lipsește din arta și obiectele primilor oameni și chiar s-a speculat că grecii antici nu ar fi perceput această culoare. Treptat, albastru devine favorit prin asocierea lui cu Fecioara Maria, apoi cu puterea politică. După aceea devine culoarea romantismului și a bluzului, iar în prezent domină pe uniforme și a ajuns să simbolizeze planeta Pământ, pacea și calmul. Rolul în continuă schimbare al albastrului în societate se reflectă în manuscrise, vitralii, heraldică, îmbrăcăminte, picturi și cultură populară. Toate analizate cu farmec în faimoasa carte Albastru, prima din seria dedicată semnificației culorilor semnată Michel Pastoureau. Descoperă cum și de ce a devenit albastru esențial în cultura noastră și ce conotații are în prezent. Albastru, istoria unei culori fascinante. Eu o am pe aceasta cu verde. Pe aceasta, pe roșu, este un stoc epuizat și va urma să-mi vină aceasta despre culoarea neagră. Dar abia aștept să le citesc. Nu sunt groase, dar îmi plac aceste cunoștințe despre culori. Și ultima carte pe care mi-am cumpărat-o în zilele cu 50% reducere este aceasta. Am fost doctoriță la Auschwitz, de Gisela Pearl. Născută în Sighetul Marmației în 1907, medicul ginecolog Gisela Pearl a fost una dintre supraviețuitoarele lagărilor de exterminare naziste. În perioada în care a fost închisă la Auschwitz, a fost nevoită să lucreze ca asistentă a lui Josef Mengele, supranumit Îngerul Morții, din cauza sadismului de care a dat dovadă. Punându-și viața în pericol în timpul nopților pe podeaua murdară, Pearl a salvat viața femeilor însărcinate, care urmau să fie supuse experimentelor lui Mengele, întrerupându-le sarcina. În 1947 a plecat în Statele Unite, unde a întâlnit-o pe Eleanor Roosevelt, prima doamnă a Statelor Unite, care a încurajat-o, spunându-i: nu te mai tortura, devină
devenit din nou medic. La începutul anilor 1950 și-a reluat profesia de ginecolog și a ajutat la nașterea peste 3.000 de copii. După 3 ani s-a stabilit în Israel. Cunoscută drept azi Îngerul de la Auschwitz, Gisela Păr a murit în 1988. Deci este o carte după un caz real. Am fost doctorită la Auschwitz. La Auschwitz, cea mai mare crimă era să fii însărcinată, Gisela Păr. De-abia aștept să o citesc. Nu este o carte groasă, deci va merge ușor. Și apoi, cei de la Elefant au avut pe site cărți reduse la 60-70% și am putut să-mi cumpăr cărți la 8 lei, 7-8 lei și mi-am cumpărat destul de multe și haideți să vi le arăt. De Rosella Postorino, Degustătoarele, am greșit eu. Germania 1943, Rosa Sor rămâne fără părinți în urma bombardamentului asupra Berlinului. Hotărăște să se refugieze în satul socrilor ei, care se află la mică distanță de bârlogul lupului, ascunzătoarea lui Hitler. Într-o dimineață, câțiva soldați SS o anunță că a fost aleasă drept una dintre degustătoarele lui Hitler de acum, de 3 ori pe zi. Ea și alte 9 femei vor merge într-o cazarmă și vor gusta mâncărurile pregătite pentru Führer, care, ca să se asigură că nu sunt otrăvite. Obligate să înfrunte zânii moartea, Rosa și celelalte degustătoare se împart în prietene și rivale, se consolează și se trădează, se îndrăgostesc și așteaptă sfârșitul războiului. Dar care dintre ele va supraviețui? Inspirându-se din povestea reală a lui Margot Wulk, Rosella Postorino relatează încercările prin care trece o femeie fragilă confruntată cu violența istoriei. Degustătoarele Rosella Postorino. Cred că a fost în jur de 7 lei. O altă carte, Nederland, de Joseph O'Neill. Ce faci când nevasta ta te părăsește și îți ia și copilul și te lasă de unul singur într-un oraș al fantomelor? Hans Ward de Brook alege cricketul. Însingurat într-un oraș terorizat de avioanele care dărâmă zgârie nori, căutând să înțeleagă de ce și cum au dispărut din viața lui oameni, locuri și sentimente, el își caută refugiu în sportul copilăriei sale. Dar cricketul neorchez are prea puține în comun cu jocul can cu care a crescut el și cu cel cu accente nobiliare pe care le-a jucat în timpul studenției în Anglia. Nederland de Joseph O'Neill. Pază cu pețitoare de O'Hara Donovetsky. Pază cu pețitoare este al doilea roman al O'Harei Donovetsky, după casting pentru Ursitoare, și el continuă linia tematică a celui din tâi, prietenia feminină, văzută ca un soi de confrerie secretă a personajelor feminine, Mira, Lenka, Ava, naratoarea sunt femei excentrice, pasionate de tot ce e rațional și ocult, explorarea psihologiei umane, în speță feminine, cu accent în acest roman pe maladiile psihice. Puzzle cu pețitoare. Așa. Apoi, un anume domn Piekielni, de François Héry Désirable. Roman prezent pe toate listele marilor premii literare franceze, roman poetic și picaresc în egală măsură, ironic și livresc, autobiografic pe alocuri, un anume domn Piekielri, este o pledoarie seducătoare pentru literatură, o mărturie care atestă puterea extraordinară a ficțiunii de a crea personaje vii ce sar din pagină, abolind granița dintre imaginar și real. Un anume domn Piekielni. O carte pe care despre care am citit foarte multe recenzii, foarte bune, este aceasta scrisă de Didier de Coin, de la Raftul de Nisei, Biroul pentru grădini și iazuri, așa arată, cu umerii răniți de încărcătura prețioasă pe care o poartă, 8 crapi dintre ultimii prinși de soțul ei, Katsuro, înainte să se nece, Miyuki pornește fără ezitare spre capitala Eyankyo ca să ducă în locul aceea peștii pentru iazurile imperiale. La capătul unui drum lung, plin de întâmplări violente, ajunge la palaș și îl întâlnește pe Temutu Nagusa Watanabe, directul biroului pentru grădini și iazuri. Dar în loc să fie trimis acasă cu plata pentru crap, lui Miyuki îi se cere să mai rămână la curte, unde urmează să aibă loc chiar Takimono
a oase, concursul de parfumuri pentru care toată lumea se pregătește cu febrilitate. Biroul pentru grădini și iazuri de Didier de Coin. Arată foarte bine. O altă carte scrisă de Daniel Cole, Călăul. Inspectorul șef Emily Baxter e încă profund afectată de cazul păpușa de cârpe și de dispariția prietenului ei, William Eakes, zis Lupu. În ciuda ezitării sale de a se implica într-un alt caz înfiorător, e convocată la o întâlnire la New York cu agenții speciali Elliot Curtis de la FBI și Damien Rush de la CIA. Acolo îi sunt arătate o serie de fotografii ce înfățișează o crimă care imită modul de operare al ucigașului în serie Letaniel Mase, porăclii păpușa de cârpe. Un cadavru contorsionat într-o postură familiară, suspendat de podul Brooklyn și având cuvântul momeală scrijelit pe piept. Pe măsură ce presiunea din partea mass mediei crește, lui Baxter îi se cere să sprijine ancheta și să cerceteze scena unei noi crime, a cărui victimă are o altă inscripție pe piept, marionetă. Călăul de Daniel Cole. Și apoi mai am aici o serie pentru tineri, adică pentru Young, cred că pentru Young este, da, Young este din seria Young, vedeți aici, scrisă de Michelle Hutkin. Prima se numește Mara Dyer, Începutul. Mara se trezește într-o bună zi la spital, fără să știe de ce se află acolo și ce anume i s-a întâmplat. Amintirile îi revin treptat și dureros, știe că a avut un accident îngrozitor în care prietenii ei au murit, dar ea a scăpat aproape fără nicio zgârietură. Deși familia ei hotărăște să înceapă o nouă viață în Florida, amintirile o asaltează pe Mara, provocându-i episoade psihotice. Deci, primul volum este Maya Dyer, Începutul. Al doilea volum, Transformarea. Al treilea volum este Răzbunarea și al patrulea volum, dar de fapt face parte dintr-o altă serie, este Noah Show, Devenirea. Este primul volum din seria care continuă prima serie, cum ar veni, de la autoarea seriei Maria Dyer. Acum se numește Noah Show, Devenirea, primul volum. Le-am luat pe toate pentru că au fost în jur de 6 lei. Bun, am terminat cu cărțile și haideți să începem cu alte produse. De la un magazin local mi-am cumpărat acei minunați cerceluși. Aceștia sunt din plastic aici și, acesta este dintr-un lemn și sunt pictați manual. Și arată superb și au costat 10 lei și îmi plac extraordinar de mult. Scrie vară pe ei. De la Lidl am găsit o cafea preferată de noi, Cibo Cafe Cream Intens, la un kilogram și a costat 40 de lei. M-am bucurat foarte tare și am mai cumpărat una, dar deja pe aceea este în folosință, cum se spune. Mi-am cumpărat de la Nala acest gel de duș cu cireșe, nou apărut, 250 de ml, 19 lei, pentru că este un produs nou și este foarte gros și miroase atât de bine. Deci miroase ca dulceața de cireșe amare, dacă știți cum miroase acea dulceață. Nu mi lasă neapărat de a cireșe proaspete, miroase mai mult de a un preparat din cireșe și îmi place foarte mult și îmi place și textura, foarte densă și bogată și de-abia aștept să îl folosesc. Din DM mi-am cumpărat acest duș, gel de duș peeling, scuzați, la 200 de mililitri în ediție limitată și care miroase floral, miroase de vară, de primăvară și arată superb. Și de-abia aștept să-l folosesc și pe acesta. Apoi, mi-am cumpărat un gel de duș tot în ediție limitată, acesta cu smeură, are 300 de mililitri și miroase extraordinar de bine. Vedeți smeura aici. De-abia aștept să-l folosesc și pe acesta. Și am găsit și cel de-al treilea tip de luciu de buze de la Essence, Juicy Bomb.
acesta pe un roz pal, l-am pe cel pe alb pe care l-am primit într-un calendar advent de la Essence și îmi place foarte mult, acela e cam pe terminate, apoi mi l-am cumpărat pe cel roșu care dă o nuanță de roșu buzelor și mi-l doream și pe acesta și în sfârșit mi l-am găsit, este foarte ieftin, 5 lei, mie îmi place foarte mult, nu lipește buzele, dar dă o senzație de mărire a buzelor. Și folosesc aceste produse și apoi de pe Parfumo am făcut o comandă, mai este încă valabilă această ofertă, dacă cumperi de 79 de lei de la anumite firme, Garnier, Maybelline, vedeți voi acolo, deci dacă cumpărați de 79 de lei aveți transportul gratuit. Și am găsit câteva produse, am dat o comandă, cred că a fost 81 de lei, cam așa ceva, transport gratuit și vreau să vi le arăt și vouă. Pentru Cătălin am cumpărat de la L'Oréal Men Expert aceste două deodorante, știți că sunt preferatele lui, ați tot văzut în produse terminate. Acestea sunt cu Carbon Protect 5 în 1 și fiecare are 150 de mililitri. Da. Și sunt la un preț foarte bun, sunt foarte bune, lui îi plac foarte mult. Apoi, și-am mai cumpărat și un gel de duș de la L'Oréal Men Expert XL 300 de ml Barbecue Club pentru corp, păr și barbă. Miroase extraordinar de bine și la fel, știți că acestea sunt gelurile de duș pe care le iubește extraordinar de mult și am mai găsit unul, Pure Carbon XL 300 de ml, 5 în 1, pe negru, pe acesta l-ați mai văzut la el și îl are și acum în baie și eu mi-am cumpărat două produse pentru păr. Am tot auzit la fetele de pe YouTube de L'Oréal Elsève Dream Long și mi-am cumpărat și eu balsamul pentru păr. Acesta are 200 de mililitri și de-abia aștept să îl folosesc. Am înțeles că este bun și vreau să îl încerc și eu. Și mai mi-am cumpărat o noutate pe care eu n-am văzut-o. Poate există, eu n-am văzut-o la noi. De la Garnier Fructis, un șampon leave-in cu miros de portocală roșie pentru o vitamine și strength 10 în 1. Acest produs, așa arată. Acest produs are 400 de mililitri și cred că am dat 18 lei pe el. Miroase divin, divin, miroase de portocală, o portocală foarte puternică, miroase extraordinar de bine, este făcută din 100% plastic reciclabil și scrie aici că are 10 beneficii și scrie că îl face mai puternic împotriva căderii, îl disciplinează părul. Așa, adaugă o strălucire, este împotriva despicării firilor de, a vârfurilor, împotriva căderii când îl piepteni, hidratare, freeze control și ceva tot cu strălucire. Uitați care sunt cele 10 beneficii. Din păcate, acesta nu mai este valabil, nu mai este pe stoc la ei. Dar mai era unul, m-am tot gândit, dar totuși să mai dau o comandă, nu mai vreau. Și atunci o să-l folosesc pe acesta și dacă o să-mi placă, o să-l urmăresc și vă voi ține la curent cu beneficiile lui. V-am spus, miroase extraordinar de bine, cantitatea este imensă, de 400 de mililitri, vine și cu pompițe, deci de-abia aștept să-l pun acum în baie pentru a-l încerca. Bun, și acesta este haul-ul cu cumpărăturile făcute în ultima perioadă de timp. Sper că v-a plăcut, vă pup și ne vedem data viitoare. Pa, pa!